Orașul Bagdad a fost fondat în secolul al VIII-lea cu rolul de capitală a califatului Abbasadid de către califul al-Manusur. Califatul tocmai îl învințese pe Omeyazi, iar al-Masur dorea să aibă propria capitală de unde să conducă. A ales un loc situat la aproximativ 30 km nord, capitala Sasanidă, Ctesifon, de-a lungul Marelor Tigrului și a început să întocmească planurile de proiectare și construcție. Mansur dorea ca Bagdadul să fie orașul perfect, capitala Imperiului Islamic, sub Abbasizi. În acest scop a adus mii de arhitecți, ingineri, tipografi, cătâmplari, fierari și peste 100.000 de muncitori din tot Imperiul. A consultat astrologii și, conform sfaturilor acestora, a pus prima cărămidă cerimonială la 30 iulie 762. Orașul inițial a fost proiectat sub forma unui cerc cu diametru de 2 km. Cercul era un imagine adus de calif, învățătorul despre geometria lui Euclid, pe care îl studiaseră și îl admiraseră. În centrul orașului se aflau cele mai frumoase două clădiri din oraș, Marea Moschee și reședința califului, Palatul Doarda de Aur. În jurul palatului și al moscheei se aflau o esperadă și o clădire pe malul apei, în care doar califul avea voie să călărească pe cal. La marginea acestei imense incinte se aflau palatele copiilor califului, locuințele personalului regal și ale servitorilor, bucătăriile califului, cazărmile pentru garda călare și alte birouri de stat. Această zonă centrală era protejată de un zid interior. Locuințele și clădirile comerciale erau concentrate într-un inel între zidul exterior al orașului și al doilea zid rotund fortificat. Zidul exterior avea o înălțime de 30 de metri și o grosime de 44 de metri la bază. Era încununat de creneluri și flancat de bastioane și era înconjurat de un șanț adânc. Orașul era împărțit în patru cartiere prin două străzi care se intersectau perpendicular de la un capăt la altul al zidului perimetral exterior și care se terminau la patru porți. Fiecare dintre aceste patru porți era îndreptată spre un oraș diferit: Basra, Kufa, Khurasan și Damasc, și purta numele respectiv. Porțile se deschideau către o stradă cu arcade care se întindea în jurul inelului exterior locuit. Din nefericire, nimic din acest splendid oraș nu s-a păstrat până în zilele noastre. Ultimele urmele orașului rotund al lui Al-Mansur au fost demolate în începutul anilor 1870, când Midhat Pasha a devenit guvernatorul otoman al Bagdadului, potrivit de Al-Qurnayn. Chiar dacă Midhat Pasha nu a fost interesat de conservarea istoriei, marile reforme pe care le-a introdus pentru Bagdad și Irak, în general, au transformat în bine fața orașului. A construit numeroase școli și institute educaționale, o pionieră în Bagdad, precum și spitale, grădinări, parcuri publice, un sistem de alimentare cu apă, drumuri și poduri. A introdus reforme funciare și legi fiscale și a încurajat triburile nomade să stabilească și să practice agricultura. Cei trei ani pe care Midhat Pasha i-a petrecut ca guvernator au fost cei mai importanți ani din istoria modernă a Bagdadului. Cam atât pentru astăzi și noi ne vedem la viitoare cu un nou clip.